Cifre îngrijorătoare privind evoluția demografică în județul Dolj. În primele șase luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, s-a înregistrat o scădere a natalității cu aproximativ 300 de copii. Numărul deceselor a ajuns la 4.900, dar cifra este mai mică cu 443 de persoane față de aceeași perioadă a anului trecut. Sporul natural indică un deficit al nou născuților față de cel al deceselor de 2320 de persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 6,6 persoane la 1000 de locuitori. În schimb, numărul căsătoriilor pe perioada analizată a crescut cu 190, revenind 3,5 căsătorii la 1000 de locuitori. Numărul divorțurilor a crescut cu 18 în anul 2016, rata divorțialității fiind de 0,78 la 1000. Într-un clasament întocmit pe țară, Doljul se situează pe locul 12 la numărul nou născuților, pe locul 3 la numărul decedaților și pe locul 10 la numărul căsătoriilor.